Primul eveniment organizat de Asociația Împreună pentru Târgoviște l-a adus în cetatea de scaun pe îndrăgitul actor, regizor și scriitor român Dan Puric. Se pare că târgoviștenii gustă astfel de evenimente culturale, întrucât sala de la Casa de Cultură a sindicatelor a devenit neîncăpătoare pentru toți cetățenii pasionați de artă și cultură. Conferința, denumită Suflet Românesc, a început cu câteva cuvinte ale scriitorului despre ultima lucrare a sa ce poartă același titlu, iar apoi discursul a căpătat o notă umoristică pe care spectatorii au gustat-o din plin, sala răsunând în aplauze și hohote de râs. Am adus cartea, Suflet Românesc, și am venit nu să vă țin o conferință, că pentru mine dumneavoastră sunteți suflete și nu să vă vorbesc eu dumneavoastră de sufletul acesta. Eu nu țin conferințe, ci e o mărturisire. E, de fapt, în ultimă instanță, o întâlnire. Ați observat că în România de astăzi și în lumea de astăzi, terorizată de viteze, de agitații special făcute, ca să nu se mai întâlnească suflet cu suflet. Noi nu ne mai întâlnim. Principalele subiecte ale conferinței au fost reprezentate de tradiții, istorie, oameni și viață în general. Organizatorii i-au asigurat pe cei 600 de târgovișteni prezenți la Casa Sindicatelor că acesta nu este ultimul eveniment cultural de acest gen care se va desfășura la Târgoviște.